Am participat în anul 2010, prima dată la prima evadare. Mai fusese o singură ediție până atunci, în 2009. Din 2010 și până acum, în 2017, de fapt, n-am ratat nicio ediție. Și n-am de gând să o ratez nici pe cea din 2018, care este ediția aniversară, pentru că împlinește 10 ani. Ei bine, atunci, în 2010, nu prea știam eu ce înseamnă mountain biking-ul. Dar m-am înscris la acest concurs despre care mi-a povestit un prieten, 55 de kilometri cu bicicleta prin pădure și pe în câmpuri. M-am gândit că o să fie o nimica toată, că eu sunt un puternic. Dar nu știam ce mă așteaptă. În primul rând a plouat și a fost foarte mult noroi. A plouat și mult timp și în timpul concursului. Iar bicicleta cu care am fost eu, uitați-vă la ea. Este o bicicletă de oraș, cu un cadru care mi-era foarte mare, cu cauciucuri slick, cu ghidon în formă de 8, care avea 2 tone. Ei bine, cu bicicleta asta am făcut eu prima evadare în 2010. Mi-a luat ceva, am făcut peste 5 ore, dar am reușit. Și vreau să vă spun că atunci când mai aveam 200 de metri, am izbucnit în plâns. Eram atât de epuizat, fizic, dar și psihic, încât am crezut că o să se dărâme lumea cu mine atunci când voi trece linia de finish. Îmi era rușine și eram fericit în același timp. Nu știu, a fost o senzație foarte ciudată de agonie și extaz în același timp. Ei bine, de atunci, din 2010, am evoluat. Am participat în fiecare an la prima evadare, m-am înscris și la alte concursuri, am început să fac și triatlon, să și alerg, dar prima evadare a rămas în sufletul meu și are un sertar special acolo pe care îl deschid când vreau să mă îmbăt cu melancolie. Anul acesta, spre deosebire de 2009, când obiectivul meu era doar să termin concursul cu bine, am un obiectiv pe care mi l-am propus și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani, obiectiv pe care n-am reușit să-l împlinesc. Dar poate că voi reuși în 2018 la a 10-a ediție să ies în primii 100. Este pentru mine scopul suprem la acest concurs. Dacă ies în primii 100, mă voi simți ca un spartan, ca un războinic împlinit, ca să zic așa. Dar e destul de greu, pentru că în primii 100 sunt calculați și riderii profesioniști, care sunt destul de mulți, cel puțin 50 de estimez de sportivi profesioniști se înscriu la prima evadare. Vreo 10-15 sunt cu acte în regulă, restul sunt trecuți, ca să zic așa, peste vârsta competițională, dar au rămas niște amatori extrem de bine pregătiți. Va fi foarte greu să mă alătur lor în această listă selectă de 100. Oricum, sper că voi reuși.